Bună ziua, eu sunt Camelia Kira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Bună ziua, bine ați venit la o nouă lecție. Astăzi o să facem un exercițiu, deci să calculăm a plus b la a doua minus b minus 2 totul la a doua plus 2a minus 3b denunțit cu 2a plus 3b. Și să vedem care din aceste rezultate este corect. Și știm că a plus b la a doua, totul la a doua, este egal cu cine? Cu a la a doua, plus de două ori a b, plus b la a doua. Știm că a minus b la a doua, deci să aplicăm aici pentru aceasta a minus b. Ne amintim mai întâi toate formulele. Trebuie să le știm foarte bine, altfel nu putem rezolva. A minus b totul la a doua este egal cu a la a doua minus de două ori a ori b plus b la a doua. Și pentru a treia folosim formula a la a doua minus b la a doua, care este egal cu a minus b pe lângă a plus b. Deci acestea sunt formulele pe care voi trebuie să le știți, să le memorați. Și acum să înlocuim. Aici avem a plus b la a doua, deci este formula și descompunem. Aici la b minus 2a la a doua o să folosim această formulă și o să avem b la a doua minus de 2 ori b ori 2a plus 2a totul la a doua. Și aici la o să folosim a treia, a la a doua minus b la a doua. Da? A minus b pe lângă a plus b, care ne dă a la a doua minus b la a doua. Și acum începem cu primul. Și acum aplicând formulele, o să avem a la a doua plus de două ori a ori b plus b la a doua minus, deschidem paranteză și ridicăm la a doua. O să avem b la a doua minus de două ori a-ul nostru și acesta este b-ul, da? De două ori a care este b ori b-ul, deci a ori b care este 2a plus b la a doua, care la noi este 2a și avem 4a la a doua. Și închidem. Plus, și avem a minus b pe lângă a plus b, formula, și o să avem a la a doua minus b la a doua. Și avem 4a la a doua minus 9b la a doua. Și acum, dacă eliminăm parantezele, o să avem a la a doua plus de 2 ori a ori b plus b la a doua. Aici o să schimbăm toate semnele din paranteză. Trebuie să învățați adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea semnelor, să le stăpâniți bine. Aveți lecția numărul 1 pe YouTube. Minus b la a doua, minus cu minus o să ne dea plus 2 ori 2, 4 a ori b, minus cu plus o să ne dea minus 4
A la a doua. Și aici le scriem, avem plus în față, rămân aceleași semne. 4 A la a doua minus 9 B la a doua. Și acum, să luăm termenii cu A la a doua. Și avem 1, 2 și 3. Și aici minus 4 A la a doua cu plus 4 A la a doua se reduc. Și ne rămâne doar A la a doua. 2 A și B. Termenii cu A și B. Avem 1. Aici avem încă un plus 2AB plus 4AB, atât, și o să ne dea plus 6AB. Și cu B la a doua avem 1, 2, 3. Și B la a doua cu plus, cu minus, B la a doua cu minus se reduc. Și ce ne rămâne? Minus 9B la a doua. Și acesta este rezultatul nostru. Și o să fie numărul A. A la a doua plus 6AB minus 9B la a doua. Deci A-ul nostru este adevărat. Fals, fals, fals. Acesta este exercițiul nostru de astăzi. Ia uitați-l. Așa. Este foarte simplu. Trebuie să stăpâniți foarte bine formulele, semnele, să le știți, să nu le încurcați. Așa. Și toate formulele trebuie memorate, să le aveți în minte ca să puteți rezolva acest gen de exerciții. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Și ne vedem cu următoarea lecție. Lăsați-mi mesaj în comentarii dacă doriți să facem altfel de exerciții, exerciții pe care voi nu le știți. Vă aștept cu mare drag și vă aștept și pe pagina de Facebook, Matematica cu Camelia Chira. Îmi lăsați mesaj și acolo ca să putem lucra împreună, putem lucra și în direct dacă doriți să facem lecții. Pe Facebook sunt gratis și eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem cu următoarele lecții. La revedere, eu sunt Camelia Chira și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere și spor la lecții. O zi frumoasă, la revedere.